Andreea Mantea a cerut mai multe detalii legate de scandalul dintre Roxana și cuplul format din Bianca și Livian. Aș vrea să-l rog pe colegul meu să-mi aducă cartonașele, să vedem dacă va fi cazul să-l folosim, virgulă, le-a spus Andreea Mantea al lui Livian, Biancăi și Roxanei. Punct, Livian, ai pus mâna pe ea la un moment dat? Virgulă, l-a întrebat Andreea Mantea pe Livian. Nici o secundă, nu am pus mâna pe ea, cum să pun mâna pe Roxana? Eu i-am zis să se calmeze, ea a venit aici față în față cu mine. Băieții au venit, credeau că vreau să îi fac ceva. Cum să dau în față? Puteți să vă uitați de 10 ori pe filmare, virgulă, a spus Livian de la Puterea Dragostei. Puterea Dragostei, a pus Livian mâna pe Roxana în timpul scandalului, semnul întrebării, punct, imaginile surprinse în timpul scandalului fac dovada faptului că Livian nu a atins-o pe Roxana și nici nu a avut intenția să fie violent cu ea. În schimb, frumoasa concurentă a aruncat cu un scaun în Bianca, iubita lui, și se îndrepta amenințător spre Livian. Am fost foarte calm, chiar m-am abținut. Virgulă, a mai spus Livian, despre scandalul în care a fost implicat. Punct, tocmai de aceea nu vei primi niciun cartonaș, virgulă, i-a spus Andreea Mantea lui Livian. În urma altercației, Roxana a primit un cartonaș galben.